Hai, Giru, să o dată viitoare plecăm cu un tir, să mă rădubi, să vă lășe. Bine. Hai, mă, iubire, care și ea poftă, la. Are, da. Bă, Roberte. Hai, Doamne ajută, Doamne ajută, mă, să nu mă enerveze, că deja m-a luat ceva, ia zi-mă. Bă, te rog eu frumos, când ajungem în București, îmi împrumut și mie copchii tăi, mă, pentru două zile așa. De ce, mai că le duci la Neverland? Nu. Vreau și eu să vă mâncați aici gura ta, cum e să ai grijă de copii. Bă, vreau și eu să văd cum e să fii tată. Nu te, mă, dracu, de aici ce, că tu ne strici copii, mă. De ce, mă? Noi acum suntem la o fază în care îi crește un pic diferit. E o metodă de asta modernă, morți rănit, îi creștem fără nu. Cum fără nu? Bă, deci, iată, am citit într-o carte. Tu? A citit Daniela într-o carte și mi-a zis și mie. Așa. Căci că acum modern, cu educație, cu morți rănit, adică ce se face așa de ultima oră, cum ar fi high-tech-ul din educație? Ce face ăștia până în state? Bă, de dracu, e lumea mai destupată la minte. E o metodă nouă dată de educație fără nu. Adică nu spui la copil niciodată nu. Dar ce spui? Nu mai da. Da. Băi, stați așa. Și dacă copilul vrea să mănânce un șobolan mort, care l-a găsit el în parmă, înțelegi? Voi ce ziceți, da? Nu. Nu. Deci îi spui nu. 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 Cum nu? Bă, deci fiat. Deci nu-i spui, mă, da, mănâncă. Adică nu-i spui nu mănâncă șobolan. Băi, deci cum să vă spui? Nu-i spui, nu-i spui nu. Nu mânca șobolanul mort. Păi și ce faci, mă? Îi dai șobolan să mănânce la copil până la urmă? Cum să dau, mă, șobolan la copil? Ești prost? Evident, e o metodă nouă psihologică de învățare. Pe bază de șobolan mort? Eu auză și pe asta. Nu, Gina, nu, stai un pic, stai să vă explic. Deci, tu în loc să-i zici copilului nu mânca șobolanul, îi oferi o alternativă, o opțiune, înțelegi? Adică îi zici, mami, hai mai bine să mâncăm o bomboană. Știi, dai opțiune la nu. Da, mă, mâncați-și, dar dacă copilul nu vrea bomboană, că el îi fer pe șobolanul ăla mort, da? Ce faci? Malone, ce copil ar refuza o bomboană? Copilul ăla care privește șobolanul mort ca un aliment. Bă, ia gata, să opriți și noi la poștă, să opriți și eu amenda aia, să o plătesc, că altfel o plătesc dublu, mă înțelegi? Înțeleg. Ai mâini foarte rapide. Ai vrea să te angajezi? Nu! Lasă fata în pace, că lucrează aici.